la Român. Ai când cu zgomot cad izvoarele într-una, alunece luna prin vârfuri lungi de brad, pătrunza talanga al serii rece vânt deasupra teiul sfânt să-și scuture creanga. Cum noi mai fi pribeag de-atunci înainte, mor troienii cu drag aduceri aminte. Lucefer ce răsar din umbra de cetiri, fiind tu prieten, o să-mi zâmbească iar. Ceea ce dumneavoastră organizați astăzi este în primul rând emoționant, pentru că are în vedere omagierea Luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu. Din punctul meu de vedere, 15 iunie este o zi tristă pentru poporul român, pentru că marele nostru poet a decedat. Pe de altă parte, rămâne un tezaur ceea ce ne-a lăsat Mihai Eminescu. Ne rămâne bucuria de a visa, de a trăi, de a da copiilor noștri în continuare poeziile sale, de a perpetua în continuare aceste opere deosebite pentru întreaga omenire, aș spune. Și pe undeva, noi când o luăm o carte cu Mihai Eminescu, de fiecare dată, fie că este 15 ianuarie sau 15 iunie, ne simțim fericiți că putem citi asemenea opere, că ne putem bucura de această cultură extraordinară pe care ne-a lăsat-o Mihai Eminescu și continuăm și noi să dăm copiilor noștri ceea ce am învățat de la Mihai Eminescu. Fără gincodule, fără ploie, fără vânt, grengile la pământ, de ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul meu gărește. Bate vântul frunza-n dungă, cântăreți mia lungă. Bate vântul dintr-o parte, iar naici vara e departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Maramureș și istoric și noi suntem români, om rămâne români și am păstrat tradițiile în foarte multe greutăți, dar le-am păstrat cu capul sus și nu ne-o fost niciodată să știm rușine să zice că suntem români, unde vobă și greu a spune înainte și le spun la copiii care sunt în sală, niciodată, unde n-ați trăit, ce n-ați face, niciodată în viața voastră să nu vă știu rușine că sunteți români. A fost odată, ca-n povești, a fost ca niciodată. Din rude mari împărăcești o prea frumoasă fată și era una la părinți și mândră în toate cele, cum ea feciora între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți ia pasul și-l îndreaptă, lângă fereastră într-un puț Luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pămări răsare și strălucea, pe mișcătorile cărări corbi negre duce. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să particip, să fiu prezentă astăzi la comemorarea marelui poet. Pentru noi, Mihai Eminescu este tezaurul limbii noastre materne, limbii române. Este un exemplu demn de urmat nouă, urmașilor noștri și strămoșilor noștri. Mă bucur că sunt aici și datorită familiei Botoș am avut ocazia să ascultăm poeziile
romansele marelui nostru poet. Eminescu n-a existat. A existat doar o țară frumoasă la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe ca o barbă nepeptenată de crai și niște ape ca niște copaci curgători în care luna își avea cuiva rotit. În lacul cel verde și lin răsfrânge-se cerul senin, cu norice alergind, cu soarele lor sfârșind, umbrava ce verde pe mare se oglindă cu lumea de vară. O stâncă stârpită de cer, înaltă, ai înfunde spre cer. Vreau să spun că în anii aceștia scurți care a petrecut Mihai Eminescu, a scris atâtea poezii frumoase, atâtea a făcut o capodoperă a literaturii române în aceștia acelea de scurți ani. Și încă dacă am luat în vedere ce viață grea a dus-o el, pentru că fiind o parte a vieții lui fiind bolnav și privejind dintr-o localitate în altul, dintr-un loc în altul, a avut puterea de voință și puterea de a aduce această mare cantitate de cultură și poezie pentru noi, poporul românesc. Trebuie să înțelegem că așa cum oricare popor își are poetul favorit, așa ca oricare națiune își are scriitori lor separați, așa și noi trebuie să-l cinstim și să-l onorăm, să-l ridicăm la cei onoare care el într-adevăr este. Eu aș dori ca toți prezenții și numai prezenții, crași, copii și tineretul, să facă tot posibilul în suflete să ducă aceasta mare cinste, acestui mare poet, acestui om cu care ne mândrim, nu numai noi, pentru că noi știm că Mihai Eminescu e tradus în 10 de limbi din 10 de țări. În sfârșit s-a împlinit un vis a strămoșilor noștri când toți românii suntem uniți într-o comună. Suntem niște oameni deosebiți, avem valori deosebite și chiar demonstrăm astăzi că ne iubim tradițiile, iubim tot ceea ce este românesc. Să fiți oricând ca Eminescu, cu dragoste, cu demnitate, să păstrați tot ce-i românesc. Să aveți numai decât puterea de muncă a lui Michelangelo. Să avem puritatea și perfecționismul lui Leonardo da Vinci. Să fim creativi ca Picasso. Și nonconformismul lui Salvador Dalí. Cu aceste calități sper că vom reuși într-adevăr să fim cei mai mândri și mai unită comună, cea mai dezvoltată din punct de vedere a tradițiilor noastre. Rămâi la mine, te iubesc atât de mult,
Ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. În al umbrei întuneric, te aseamăn cu unui prinț, ce se uit adânc în ape, cu ocneli și cu minți. Și prin vuietul de valuri, prin mișcarea înalte ieri, eu te fac să auzi lântarea, mesul cârbului de cer. Eu te văd răpit de farme, cu mângâni cu glas domol, în a apei strălucire, întinzând piciorul gol. Când am avut școli românești, o fost bine, a fost un timp când n-am avut școli românești și totuși localnicii de aici s-au stăruit ca să nu piară limba, să avem manualele noastre în limba română și să dezvolte cultura. Fiecare om, prin posibilitatea lui, poate să facă mult bine. Să nu vă gândiți numai pentru personal, persoana cu tare, să vă gândiți și pentru educația generală, pentru cultura și prosperitatea neamului românesc. Să educăm generația, să educăm copiii noștri ca să fie buni patrioți, să fie cinstiți, să fie, să dezvolte cultura. Corumbale lângă moară, lângă moară, lângă sa, Irenuța cea frumoasă spală haine ne-ncetă. Eu îi zic ca să se reșe, i-am răspunde tot mereu. Eu spăl haine de mireasă și mă aștept iubitul meu. Tatăl său e un bogat mare, chiar primariul satului. Nu-i vinea la socoteală cu sfejdeie fata lui. Dar Ileana cea frumoasă îi răspunde neîncetat. Eu iubesc pe Ionică, cel mai frumos băiat. Eu iubesc pe Ionică, cel mai frumos băiat. Pe lângă gropii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des. O lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi era de ajuns. O oră să fi fost amici, să ne iubim cu dor, să asculte glasul gurii mici, o oră și să mor. Gându-mi din ochiul tău senin, o rază din adins, în calea timpilor ce vin, o stea s-ar fi aprins. Noi astăzi ne-am adunat aici, asta a fost prima manifestare după pandemie. Lumea este însetată de a petrece manifestări, de a fi între oameni. Și după cum s-a observat, toți au rămas foarte mulțumiți. Ne-am bucurat de copii, în primul rând, ne-am bucurat de profesori, ne-am bucurat de toți care au fost alături de noi. S-a primit o manifestare românească frumoasă. Fără educație și fără cultură, nu este viitor. Cât n-am construit noi, cât asfalt, cât beton, câte clădiri, clădiri, asfalt și beton, peste tot este. Dar educație și cultură, altfel. Copiii trebuie să se dezvolte.
dar ca să se dezvolte și noi împreună, că și noi ne învățăm, toată viața învățăm, trebuie să facem ceva. Noi avem personalități și trebuie să ne mândrim, trebuie să-i cinstim. Că cinstim pe ei, ne cinstim pe noi. Totdeauna eu zic către toți, dacă astăzi am comemorat pe Eminescu, noi îl considerăm pe Eminescu totdeauna viu. Strălucite, naște luna argintie, ea te scoate peste ape, le întinde pe câmpie, să adun flori înșezătoare, de pe iarge tot se rumpă, și alină în haină nopții, boabe mari de tată scurtă, lângă lac pe care noi, auzit umbră fină, lupte de mișcări de valuri, ca de bulgări de lumină, ca să vadă un chip se uită, cum alargă apa în cercuri, căci vrăjit de multe lacuri, de-o cuvânt pe sfinte miercuri. Te-aș avea și eu o floare, mândră, dulce, răbitoare, ca și florile din mai, fice, dulce unui plai, plai, râzând cu iarbă verde, ce se leagănă, se pierde, când vei prin cetișor, șoptind șoapte de amor. Te-aș avea o floricică, gingășe și plinică, ca și floarea crinului, alb ca neaua sânului, amalgam de o zabie și de una porumbie, când vezi de șurșură, șurtind șoapte.